Din cauza că de la primărie nu au mai venit bani din luna noiembrie, întreg staful cetății împreună cu jucătorii întâmpină Crăciunul cu un buget de austeritate. În aceste condiții, antrenorul Ioan Radu nu își poate dori de la Moș Crăciun decât mai multă înțelegere din partea suporterilor. Deci mi-ar dori să fie mai multă răbdare și înțelegere în jurul echipei și să vedem ce putem face ca, eu știu, într-un timp cât mai scurt, să putem să ne bazăm pe un nucleu de jucători localnici. Albaștrii vor relua pregătirile pe 11 ianuarie, atunci când este programată reunirea lotului. Primul meci din retur va avea loc pe 27 februarie, pe teren propriu cu Steaua 2 București.